ținutul Suzurnes din sud-vestul Islandei se află un sătuc numit Vogar, Vicar. De fapt, locul se numește Cvigu Vogar, Vicar, așa fiind trecut și în Cartea Șezărilor. Cu mult timp în urmă, locuia în Vogar un țăran care mergea des la pescuit. Atunci, ca și acum, acela era unul dintre cele mai bune locuri de pescuit din sudul Islandei. Într-o zi, țăranul era plecat, ca de obicei, cu barca în larg. Și nu am fi avut nimic special de spus despre captura lui din acea zi, dacă nu ar fi prins deodată ceva greu în cârlig. După ce trase captura până la marginea bărcii, văzu că era o creatură ce semăna cu un om. Creatura era vie, așa că țăranul o întrebă ce anume era. Aceasta răspunse că era un om al mării din adâncuri. Țăranul îl întrebă ce făcea atunci când s-a prins în cârlig. Omul mării răspunse: "Reparam coșul de fum de la soba mamei mele, dar acum dăm drumul înapoi." Țăranul spuse că nici nu încăpea vorba de așa ceva. "Vei sta acasă la mine," zise el, și altceva nu-și mai spuseră unul altuia, fiindcă nu mai puteai scoate o vorbă de la omul mării. Când țăranul termină de pescuit, văsli spre mal, luându-l pe omul mării cu sine. Nu mai avem nimic de spus despre călătoria lor, până când țăranul nu trase barca la mal și câinele său alergă spre el, dând din coadă și sărind să-l întâmpine. Țăranul se înfurie și lovi câinele. Atunci râse omul mării prima oară. Țăranul își continuă drumul spre casă prin o gradă. Acolo se împiedică de un smoc de iarbă și o blestemă. Atunci râse omul mării a doua oară. Țăranul ajunse așadar acasă în gospodărie. Nevasta lui ieși să-l întâmpine cu drag, iar țăranul se bucură de cât era de drăgăstoasă. Atunci omul mării râse a treia oară. Țăranul îi spuse omului mării: "Acum ai râs de 3 ori și tare aș vrea să știu de ce." "Îți voi spune, numai dacă promiți să mă duci înapoi la bancul de pești de unde m-ai scos," spuse omul mării. Țăranul îi făgădui asta. Atunci omul mării zise: "Prima oară am râs când ți-ai lovit câinele care a venit alergând și cu adevărat fericit să-l vadă. Cea de-a doua oară am râs când te-ai împiedicat de smocul de iarbă și l-ai blestemat, fiindcă dedesubtul lui era plin cu bani de aur. Iar cea de-a treia oară am râs când te-ai bucurat de lingușirea nevestei tale, fiindcă ea e atât nesinceră cât și necredincioasă ție. Și acum trebuie să-ți ții făgăduiala și să mă duci înapoi la bancul de pește unde m-ai scos." Țăranul răspunse: "Nu-i nimic de făcut, din păcate, în ce privește 2 din lucrurile despre care ai spus că sunt adevărate, și anume că am un câine credincios și o soție necredincioasă. Dar în ce privește cel de-al 3-lea lucru, că ar fi o comoară ascunsă sub un smoc de iarbă, asta o să aflu. Și de e adevărat, atunci voi crede că și celelalte 2 pot fi adevărate și voi ține și eu cuvântul." Țăranul merse și săpă sub smocul de iarbă și găsi acolo o grămadă mare de bani, întocmai cum îi spusese omul mării. Așadar, îl răscoase barca pe mare și văsli cu omul mării până la locul unde îi prinsese. Dar înainte să apuce să dispară în adâncuri, omul mării îi spuse țăranului: "Mi-ai făcut un bine acum că m-ai înapoiat mamei mele, așa că te voi răsplăti cu adevărat, de vei ști să profiți de șansă. Și acum rămâi cu bine, omul meu." Apoi țăranul îi dădu drumul în apă, așa că nu vom mai spune nimic altceva despre omul mării. La scurt timp după această întâmplare, auzi țăranul vorbindu-se că 7 vaci gri ca marea ar fi intrat pe acelea din pământurile sale care se aflau mai aproape de țăr. Acum se grăbi țăranul, luă un toiag și plecă în fugă spre locul unde s-ar fi aflat vacile. Le găsi speriate, mișcându-se de colo-colo. El băgă de seamă că toate aveau o boșică pe bot și înțelese că avea să le piardă dacă nu reușea să o îndepărteze. așa că lovi cu toiagul botul uneia dintre vaci și reuși să o prindă. Dar celelalte scăpară și dispărură cu iuțeală în largul mării. El înțelese că omul mării fusese cel care îi trimisese vacile, în semn de mulțumire pentru că le liberase. Vaca pe care țăranul o prinse se dovedi a fi cel mai de preț animal care a existat vreodată în Islanda. Din ea se trage o rasă de vaci care este răspândită în toată țara. Ele sunt de culoare gri și fac parte din rasa vacilor de mare. Despre țăran putem spune că a avut norocul de partea lui toată viața. El a schimbat și numele sătucului unde locuia, Vogar, în Cvigu Vogar, în amintirea vacilor care au venit la Mala